Lucrările de modernizare a zonei centrale a municipiului Suceava vor continua chiar și în acest an cu zona din jurul Palatului Administrativ. Primarul Ion Lungu a anunțat că în cursul zilei de marți a fost semnat la Ministerul Dezvoltării Naționale primul contract din Programul Național de Dezvoltare Locală pentru suma de 3 milioane de lei plus TVA. Ieri am semnat la Ministerul Dezvoltării Regionale primul contract din Programul Național de Dezvoltare Locală pe suma de 3 milioane de lei plus TVA. Sigur, sper să ne ajute Dumnezeu să putem consumăm acești bani în perioada de timp care a mai rămas, cu cele 3 milioane 30 miliarde de lei vechi, deci prima finanțare, că am spus că Programul Național de Dezvoltare Locală este un program multianual, cu aceste 30 miliarde, repet, vom putea face în acest an strada Ștefan cel Mare, strada Libertății și Alea Nucului, adică zona din fața Palatului Administrativ. Sigur că din această dimineață am demarat procedurile de licitație, tot ce trebuie făcut, cheltuim banii corect, transparent, eu zic că sunt șanse să cheltuim banii în acest an, în așa fel încât să finalizăm de modernizat zona centrală în fața Palatului Administrativ și cele două străzi, strada Libertății și Aleea Nucului. Aici, asigur că aceste reabilitări propun străzile și trotuarele. Deci este un prim pas, o primă finanțare din acest proiect. Eu sper să putem pune în practică în acest an și anul viitor să continuăm tot pe Programul Național de Dezvoltare Locală să finalizăm de modernizat zona centrală.